Este disponibil ca și sediu pentru oficierea comuniilor civile, foișorul din parcul municipal și din momentul în care vor depune actele, vor avea posibilitatea să opteze fie la sediul stării civile, fie la locația din parcul municipal, astfel încât să beneficieze de oficiere în aer liber. Mai mult decât atât, noi am pregătit și ornamente florale care să decoreze acest foișor și în fiecare weekend, cei care doresc să-și unească destinele au iată la dispoziție și această locație. În ceea ce privește lucrările de investiții de pe raza municipiului Roman, s-a reluat programul de alei parcări. În această perioadă se lucrează la parcarea de pe strada Gloriei, inclusiv cu realizarea unui acces către Bulevardul Republicii. Și de asemenea se profilează și parcarea, astfel încât și în acea zonă să avem locuri de parcare modernizate. De asemenea, s-a terminat de asfaltat un segment din strada Tinosului, din cartierul Nicolae Bălcescu și s-au realizat și trotuarele. Urmează ca în perioada imediat următoare să se intre pe celălalt segment de strada Tinosului, care va avea în plus și o rigolă pentru preluarea apelor pluviale, plus strada Mărului în totalitate, astfel încât toate descărcările de apă de pe strada Mărului să se facă către strada Tinosului. Știut fiind faptul că strada Mărului este o stradă absolut plată, care nu are posibilitatea de descărcare a apelor pluviale. Și mai departe, anul viitor se va încheia acest obiectiv de investiții cu finalizarea străzilor Ochniței și Pescarilor, plus breteaua care leagă strada Pescarilor de strada Focniții. De asemenea, am intervenit cu formația de reparații străzi a Primăriei Municipiului Roman și am efectuat în săptămâna trecută reparații pe 449 de metri pătrați de carosabil și 16 metri pătrați de trotuare în zonele Mihai Viteazu și intersecția Chimiei, pe 85 la gară, intersecția Quartiera Roma Vest, zona blocului 33 de pe strada Dobrogeanu-Gherea, în jurul Bisericii Armenești. Iar în cursul acestei săptămâni ne propunem mai multe intervenții în zona Mihai Viteazu, ultimele retușări pe Pidu, strada Tirului, strada Obmartei, Slazului, Primăverii, tronsonul de la giratoriu către Ion Nanu și strada Cucutei, inclusiv din strada Cucutei spre Bogdan Dragoș, astfel încât și această zonă să fie reparată cu plombe, urmând ca după finalizarea licitației și atribuirea contractului de reparații covor asfaltic, întreg segmentul de strada Cucutei, cuprins între strada Progresului și Bogdan Dragoș, să fie reabilitată cu covor asfaltic. De asemenea, am efectuat și reparații la locurile de joacă. Inclusiv am modernizat locul de joacă de la Biserica Armenească, acolo unde, pe lângă suprafața de protecție, am montat și elemente noi de joacă, astfel încât copiii din această zonă să se poată juca în condiții de siguranță. Și vom mai interveni și vom monitoriza permanent aceste locuri de joacă, astfel încât să nu mai existe elemente deteriorate. De asemenea, aș vrea să îi rog pe cei care sunt beneficiari de acestor locuri de joacă și care le utilizează, să comunice primăriei, fie pe Facebook, fie la poliția locală 023394, orice problemă apare în incinta acestor locuri de joacă, fie că vorbim de acte de vandalism, fie că vorbim de pur și simplu deteriorarea unor elemente care poate
fi firească la un moment dat, dar aceste lucruri trebuie să ne fie semnalate pentru a putea interveni în cel mai scurt timp posibil. Așa cum știți, și ați fost și dumneavoastră prezenți, am deschis sezonul estival al strandului municipal din cadrul Complexului Sportiv și de Agrement Moldova, acolo unde în perioada 28 mai-3 iunie s-au vândut 1138 de bilete cu încasări de 18.054 de lei. Și de asemenea, cum am anunțat și public, pe data de 1 iunie am lăsat intrarea gratuită pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani. De această facilitate, bucurându-se 431 de copii. De asemenea, a mers bine și zona de foișoare, acolo unde weekendul trecut s-au închiriat 40 de foișoare, încasându-se 1470 de lei. Și de asemenea și în parc, activitățile de pe lac, în aceeași perioadă s-au făcut încasări de 5600 de lei. Am reușit într-un final și am încheiat etapa de evaluare a licitației pentru parcul Jora. Așteptăm perioada de contestații, după care se trece la semnarea contractului și dacă totul va decurge fără contestații, credem că începând cu data de 15 iunie, după data de 15 iunie, putem să dăm ordinul de începere a lucrărilor pentru acest obiectiv de investiții. Și dacă tot vorbim de proiecte și de evaluări, vreau să vă spun că s-a aprobat împrumutul de către Ministerul de Finanțe. Urmează ca, probabil, în această săptămână să semnăm și contractul de împrumut cu cei de la CEC. Iar colegii mei de la Direcția Tehnică deja au început întocmirea SF-urilor și DALI-urilor pentru proiectele și pentru obiectivele de investiții pe care noi le propunem a fi finanțate din acest împrumut, ceea ce înseamnă că anul viitor vor intra în roman între banii din împrumut și proiecte de finanțare europeană peste 10 milioane de euro. Mi-aș dori ca toate firmele care vor participa la licitație și o parte din aceste obiective de investiții vor fi scoase la licitație încă din acest an. Firmele care participă, spuneam, să facă lucrări de calitate și mai ales să își onoreze angajamentele pe care și le vor face. Va fi un volum foarte mare de lucru. Vom interveni atât la infrastructura școlară, vom interveni la străzi, vom interveni la trotuare, rețele de gaze naturale, creșa Smirodava, astfel încât apreciem noi, anul viitor va fi un întreg șantier în toate zonele din oraș. În ceea ce privește lucrările de asfaltare din cele două cartiere ale municipiului Roman care nu au beneficiat până acum de asfalt, e vorba de cartierul Nicolae Bălcescu și cartierul Lipovenesc Petru Rareș. Aici lucrăm deja la două proiecte cu finanțare europeană, care prevăd, pe lângă reabilitarea unităților de învățământ, construirea unor săli de sport și a unor noi unități de învățământ și intervenții la străzile care nu au asfalt, astfel încât așteptăm într-o primă etapă evaluarea acestor proiecte cu finanțare europeană și abia ulterior, dacă nu vor fi câștigate, vom avea și rezervă, soluție de rezervă, banii din împrumut. În ceea ce privește situația câinilor fără stăpân, un lucru îngrijorător, pot să spun, este că se menține un trend destul de ridicat al adopțiilor și din 52 de capturări efectuate în luna trecută,
21 de câini au fost dați spre adopție. Noi dorim foarte mult să încurajăm acest gen de încredințare a câinilor fără stăpân spre adopție. După cum știți, la o ședință de Consiliu Local am aprobat și un tarif și un regulament pentru ca societatea locată să poată acționa și în zona Roman Metropolitan, astfel încât și comunele din zonă să aibă o soluție pentru gestionarea acestor câini fără stăpân și eventual cetățenii din aceste comune să nu mai aducă câinii la Roman, ci să-i ridicăm direct acolo din zonă. Cam acestea au fost informațiile pe care mi le-am propus astăzi să vi le aduc la cunoștință și vă stau mai departe la discuție pentru întrebări. Cu noile civile care se vor oficia în parc, vor avea un cost diferit? Da, vor avea acel tarif pentru oficierea în afara sediului stării civile de 500 de lei. Rămăsese să asigurați iluminatul pe zona dintre Dedeman și ca trecerea la numele de cale ferată la intrare în Roman. Aveți un orizont? Da, acolo în momentul de față lucrăm la un proiect finanțare europeană care înseamnă, pe lângă extinderea rețelelor de iluminat de pe raza municipiului Roman, telegestiunea rețelei, dar și înlocuirea lămpilor cu cele tip LED, este prinsă și acea zonă. Să înțeleg că veți schimba cu LED în mai multe zone. În tot oraș. În tot oraș. Dacă va fi câștigat proiect. Soluția tehnică găsită pentru șoseaua culetoare Roman Est, dacă mai... În momentul de față așteptăm ultimele rapoarte de la un expert, astfel încât ulterior să putem interveni în baza acestui... Expertul fiind? Nu am în momentul de față informații, deci știu că s-a discutat la un dat cu mai mulți experți în terasamente și aștept și o concluzie de la direcția tehnică. Tot legat de infrastructură, porțiunea de 85 dintre gară și pompiere ține de, va fi asfaltată de Primăria Roman sau ține de drumuri? Nu, aia ține de Primăria Municipiului Roman. Și aveți în plan să... Vom interveni acolo. Noi am încheiat un contract pentru reparații cu plombe, cu o firmă privată. Această firmă și-a achiziționat de curând o freză și toate aceste intervenții mai deosebite se vor face în urma frezării acelor zone. Mm-hmm. Firma fiind? Cred că Alminant. Alminant? Da. Așa. Legat de parcul Jora, mi-a spus că așteptați partea de contestații. Cine a câștigat? Occidental Consult. Cele două loturi. Și partea de arhitectură? Ei, în baza contractului, ei se organizează. Deci tot ce țin de peisagistică, de tot, o face Occidental Consult. Ambele loturi au fost câștigate. Vreau să mai fac precizarea că la proiectele cu finanțare europeană sunt două persoane care vin de la București, de la Agenția Națională de Achiziții Publice și care validează întreaga procedură de licitație. Și cine a contestat? N-a contestat. De regulă. Da. Și legat de câinii fără stăpân, primăriile din zona rurală au început deja să colaboreze? Unele dintre ele și-au aprobat în consiliile locale aceste tarife și au semnat deja contracte cu locale. Dar nu au început încă să Nu, acolo, în baza solicitărilor punctuale către locatul poate merge și ridica câinii fără stăpân de pe raza comună. Urmând ca tot locatul să ieși prindă, adică... E un tarif și acele primării vor achita acel tarif către locatul. Am înțeles. Domnul primar, săptămâna trecută, o persoană cu probleme de handicap din Luțca, Luigi Panaite, a semnalat faptul că la Roman, rampele acestea pentru persoanele de pe handicap n-ar fi corespunzătoare, cu excepția primăriei, spunea și încă într-un loc, dar nu mai amintesc acum. De aceste rampe răspunde, din câte știu eu, primăria, nu? Și ce de cele ale primăriei, da.
Deci de la toate obiectivele care sunt în subordinea primăriei, răspunde primăria. Bun, și pentru celelalte, societățile comerciale, instituțiile publice? Răspund societățile comerciale și... Bun, dar cine-i verifică? Că asta e important. Și cred că Inspecția Muncii sau, nu neapărat Inspecția Muncii, Agenția pentru Prestații Sociale. Și pentru persoane cu handicap este Agenția. Da, Agenția pentru Persoane cu Handicap. Da, dar aveți cunoștință ca instituțiile primării, ca la instituțiile primăriei să corespundă aceste rampe? Pentru că eu nu am cunoștință să nu corespundă. Din ceea ce știu eu, toate instituțiile primăriei sunt pregătite cu astfel de rampe de acces și corespund toate. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că în perioada imediat următoare noi vom interveni în zona centrală a municipiului Roman pentru a implementa și acel sistem de pavele tactile în zona trecerilor de pietoni pentru nevăzători, astfel încât să existe un avertisment tactil înainte de o trecere de pietoni și de asemenea vom pune și elemente de sonorizare la treceri de pietoni semaforizate. Spuneți-mi, vă rog, dacă acel ascensor extern de la bibliotecă funcționează, pentru că eu l-am văzut într-o anvelopă de plastic, eu nu știu. Păi el este protejat împotriva intemperiilor. În momentul în care există o solicitare din partea unei persoane cu handicap, acea husă se dă jos și se folosește. Bun, și cine? Personal, e foarte simplu, apeși un buton. Da. Dar trebuie să te pricepi să apeși un buton, nu mai răscândești da, un scaun. Da, dacă e cazul, să facem un subtaș cum să apasă buton. Spuneți-mi, marcajele stradale, nu prea am văzut să fi fost folosite anul acesta. La care dintre ele vă refer? Mă refer și la trecerile de pietoni, mă refer la liniile continue. Deci, discutăm de două tipuri de marcaje rutiere. Trecerile de pietoni, nu știu, dar dimineața n-ați fără lăsat spre primărie. Ba da, dar în zona mea, tocmai că nu sunt de asta, vă zic, nu sunt... Ziceți, în zona mea. Eu, așa. Deci, ca idee, dacă discutăm de zona centrală a municipiului Roman, tot ce înseamnă marcajul longitudinal, se face cu o firmă specializată care folosește bicomponent, astfel încât acesta să reziste mai mult în timp. În toate celelalte zone s-a intervenit prima dată cu marcajul longitudinal și urmează ulterior să se intre și cu trecerii de pietoni. S-a lucrat în mai multe zone din oraș până în următoarele două luni sperăm să finalizăm tot orașul. Lucrăm cu echipele proprii din primărie la acela. Zona școlii 1 e zona centrală sau e zona, cum spune Vlăduț, zona mea? Noi suntem în zona întâi, eu știu să fie marcate acolo, sigur că nu au fost reîmprospătate, dar ele sunt vizibile și sunt destul de clare. Nu prea sunt vizibile. Eu merg zilnic pe acolo și vă contrazic. Fiecare din punctul de vedere. Spuneți-mi, cheltuielile pentru evenimentele din vară aceasta, ce s-a mai aprobat și de ce a intrat Romanul din nou în acel program național cu aducerea de cântăreți, de data aceasta Alex Velea, Minodora Maxim? Păi am intrat în acest program pentru că am dorit să aducem romașcanilor cu cheltuieli minime, deci costurile practic sunt minime pentru primăria municipiului Roman, în jur de 20.000 de lei, 22.000 de lei, iar restul sunt acoperite de televiziunea de română, de sponsori, de organizatori și nu văd o problemă ca în anul centenarului, practic e și un program dedicat centenarului, vor fi în 100 de localități din țară prezență acești organizatori. Și mi s-a părut o idee bună, pe bani puțin, să mai avem artiști la Roma. Și continuă programul cu Festivalul Diasporei, propriu, la Roma, nu? Va fi Festivalul Diasporei în luna august, dar până atunci vom mai avea un festival. Avem? Veți afla. De asta suntem aici, ca să ne spuneți care. Păi vă spun că o să fie o surpriză. Stai plăcută.
stagiunii cocerilor cu apa ser și apa vital și care sunt șansele romanului de a câștiga litigiul cu apa serbu? Da, vreau să clarific un lucru. Roman nu are niciun litigiu cu apa serbu. Noi am făcut o solicitare către apa ser și adiacua neamț pentru a ne transmite condițiile financiare pentru a ieși din Aqua Neamț. Până la această oră nu am primit nicio comunicare. Singurul lucru care ni s-a cerut a fost acel mandat pentru majorarea tarifului de apă. Știți foarte bine că noi am votat un mandat pentru a vota împotrivă în cadrul adunării generale, însă municipiul Roman are doar un singur vot. Vom vedea ce vor decide și reprezentanții celorlalți unități administrativ-teritoriale. Arsacisul și Apa Vitalul deja ne-au transmis scrisoarea lor de intenție în ceea ce privește aderarea către acest operator de apă. Cel mai probabil la sfârșitul lunii iunie vom lua o decizie în acest sens. Și ulterior urmează o perioadă de implementare a acestui transfer. Pe strada Suceava, aproape de piață, acolo la intersecția cu Miron Costin, există amenajat pe postul unei școli primare numărul 4, parcă era ce chema aceea, este amenajat un bazar. Cam mare țiganeala acolo, am văzut. Da. La modul propriu. Acolo nu este... are primăria cum să intervină, să... Vă explic eu imediat. Acolo exact. Este vorba de o proprietate privată care este dată în chirie către o piață de grou. Are toate avizele necesare pentru funcționare, dar ca și element de noutate, dacă nu îl știați încă, acolo există o intenție de construire a unui supermarket. Ceea ce înseamnă că întreaga zonă va intra într-un proces de construcție și, bineînțeles, de eliminare a acelui comerț care deranjează. Până atunci, primăria nu le poate impune niște reguli să nu vândă direct de pe niște... Nu. Deci, repet, e o proprietate privată, are autorizație de funcționare, restul în ceea ce crește modalitatea de vânzare. Sunt alte instituții ale statului care trebuie să clarifice aceste lucruri. Nu vorbeam ca și costuri, sunt toate evaziunii fiscale, ci... Nu, mă reiește, există Direcție de Sănătate Publică, Agenție Națională Sanitară, Veterinară și așa mai departe. Dar nu vând produse alimentare, modul de aplicare a reglementărilor referitoare la datele cu caracter personal în instituțiile subordonate primăriei, dacă s-au luat ceva măsuri? Bineînțeles, s-au luat măsuri, s-a creat deja și un regulament în acest sens de prelucrare a datelor cu caracter personal. A fost desemnată și o persoană din cadrul primăriei municipiului Roman care să răspundă de această activitate. Urmează să meargă și la niște cursuri, după care dar noi deja am făcut toți pașii necesari astfel încât să fim îndeplinit legalitate. Site-ul primăriei nu s-a aliniat. Urmează. V-am spus că oricum la site lucrăm la un site nou. În anii anteriori, zonele verzi din jurul blocurilor erau oarecum protejate de seceta asta excesivă prin montarea unor aspersoare care aparțineau primăriei. Acum, de câte aspersoare mai dispune primăria și în ce zone? Sunt mobile? Sunt... Deci ele nu aparțineau sau nu răspundea primăria de ele, ci pur și simplu asociații de proprietare făceau solicitări pentru aceste puncte. Noi doar am pus apometre la acele cămine, astfel încât apa să fie plătită de către primărie și nu de către asociațiile de proprietari. În momentul în care asociațiile de proprietari ne comunică faptul că numai în dotare acelea aspersoare sau că își doresc aspersoare noi, putem să-i ajutăm. Dar cam câte avem la nivelul municipiului? La un dat erau vreo 20 de asociații de proprietari care aveau și motocositoare, care aveau și aspersoare, nu știu cum erau acum pe de rost, dar oricum erau destul de însemnate cantitativ. Important este să existe interes și dorință din partea asociațiilor de proprietari. Mulțumesc!
Și au solicitat anunța că e cam pe joi pe spațiile astea verzi, după cum am văzut. Spațiile verzi din, de pe raza asociațiilor de proprietari sunt gestionate de asociațiile de proprietari. Dar sub supravegherea primăriei, probabil. Da. Spuneți-mi, dacă la Mediul Roman a ajuns acel program de cadastrare gratuită? Nu face referire acel program la municipii și la orașe. Se adresează mediului rural. Și numai pentru, și pentru locuințe sau și pentru, pentru spații, pentru terenuri? Spuneați că mobilierul stradal este în permanentă supraveghere a primăriei. Vorbim și de cel pus de asociațiile de proprietari sau dacă altfel spus, dacă dumneavoastră aveți un inventar care sunt zonele în care mobilierul stradal aparține primăriei, care aparține locatarilor. Eu nu știu la ce vă referiți când vorbiți de mobilier stradal amplasat de asociații. La ce am nevoie? De exemplu, spre piața mică din Smirodava, pe partea dreaptă, există mai multe bănci la cărui lemn este putrezit acolo. Cui aparține asociațiilor sau primăriei? Nu, primăriei. Deci tot ce înseamnă mobilierul stradal aparține primăriei. Eu nu am această informație cum că ar fi putrezit lemnul acolo. Două bănci pe dreapta. Două din foarte multe. Ok, voi trimite acolo în zonă să vezi. Pizami este un imobil în care funcționează, nu știu, ceva de sănătate în zona aceea. Așa, de ce la CEC-Banc împrumutul și nu la altă? Pentru că a fost o licitație publică și CEC-Banc a fost cel care a judecat. Mulțumesc. O precizare tot de când ești acolo stăpân. Tariful perceput de la primărie este unic sau diferit în funcție de locație? E unic pentru comune, însă apare un tarif nou însemnând un preț per kilometru. Da, ce în funcție da? De și cam pe tariful? Tariful este același stabilit de Consiliul Local aici, la care se adaugă, dacă mă duc bine aminte, 1,5 lei plus TVA pe kilometru. Rămânând în nota asta a câinilor vagabonzi, fără stăpân, a zis că s-au făcut 21 de adopții. De adopții. Da, le verifică cineva adopțiile astea? Adică... Da. Deci în momentul în care ies spre adopție, acești câini sunt microcipați, sunt deparazitați, li se face și o serie, li se fac o serie de documente care permit identificarea oricând a acestui câine. Deci nu există posibilitatea ca ei să fie lăsați liberi? Dacă vor fi lăsați liberi și vor fi recapturați, unul nu vor mai putea fi remedicați și, în al doilea rând, răspunderea pentru orice eventual prejudiciu cauzat de acel câine, știm cui aparține. Aparține celui care l-a adoptat? Celui care l-a adoptat, ca și proprietar. Mai mult decât atât, marea majoritate sunt adopții internaționale. Ok. Despre trotuarele din fața magazinului, tot ne întreabă, ne roagă unii să vă întrebă. Asta e aici de pe centru, farmacia, BET... Numai o secundă, imediat vă fac o precizare. Toată zona va intra într-un proces de modernizare. Pe de o parte, extinderea parcării de la Roman Vodă. Toate acele trotuare, exceptând platforma și scările dinspre blocul albastru, sunt proprietate privată. Noi deja suntem în contact cu proprietarii acelor spații comerciale și ai trotuarelor din fața spațiilor și în momentul în care vom interveni, se va face o gândire unitară, proprietarii acelor imobile urmând să contribuie financiar la reabilitarea întregii zone. Deci se va rezolva și partea de sus și partea de jos. Și partea de jos. Și partea în sfârșit care... Îi vom obliga, ați văzut foarte bine și în zona blocului dinspre Episcopie și toată partea dreaptă spre bibliotecă, toate au fost reparate. Facem în continuare adrese și dacă nu le vom aplica și amenzi pentru menținerea în condiții normale a acestor trotuare și a acestor scări. Mai am două și vă las, a fost o perioadă lungă fără conferințe de presă. Am observat la doamna Florea. Da.
În urma tuturor acestor concerte și spectacole și sărbători care au loc în Roman, care sunt foarte bune pentru romașcani, apar însă nimici probleme, pentru că suntem în niște discuții în contradictoriu cu societățile, în fine corporațiile, care negociază tarifele acestor artiști și ne găsim în situația de a-i plăti pentru concerte, dar nu putem beneficia de înregistrările acestor concerte. Mi s-a pus în vedere să ștergem, de exemplu, concertul lui Smiley sau lui Fady de pe internet, pentru că nu avem drepturi de difuzare a propriilor concerte plătite. Acestea sunt condiții pe care legislația le prevede și fără acordul... Există un contract în care se stipulează clar că nu avem voie să difuzăm? Noi, contractul pe care îl facem cu artiștii e doar pentru prestația muzicală. Restul mai departe nu ține de noi. Deci nu se pot păstra asta, spun. Din punctul meu de vedere, trebuie păstrată și respectată legislația. Ok. Spuneați mai devreme despre parcările, despre spațiile verzi care aparțin asociațiilor de proprietari. Asta e mai mult așa un fel de întrebare personală, pentru că nu știu exact cum să o interpretez. Se lucrează pe cearul setii în spatele blocurilor spre centrul de sănătate, cum se cheamă? Medclass. Nu Medclass, în sfârșit, lângă școala 1. E o zonă acolo. Și a început, s-a nivelat spațiu verde și se fac parcări. Mă întreabă locatarii din zonă dacă tot spațiul la verde, care nu e spațiu verde oficial, sunt grădini, locatarii de acolo le îngrijesc de ani, de zile, exact de zeci de ani. Unde spuneți? Între poliție și școala numărul 1, e o, cum se cheamă acolo, Betania? Între blocuri. Acolo, zona în spate. Pe acolo, dacă mi-aduc eu bine aminte, e o proprietate privată care a fost retrocedată, unde erau garajele înainte. Da, dar spațiile alea verzi de acolo, locatarii ar prefera să le păstreze pentru că e spațiu verde. Discutăm acolo, repet. Dacă e vorba de acea proprietate privată, nu putem interveni. Acolo în spate e o proprietate privată care a fost retrocedată, unde erau garajele, în spatele blocului 2 de tineretului. Da. Înspre Betania. Da. E proprietate privată. Am înțeles. Bun. Mulțumesc. Da. Vreau să vă întreb în legătură cu echipele de la CSM, echipa de handbal și echipa de fotbal. În ce stadiu sunt demersurile referitoare la construirea unor noi echipe pentru sezonul care vine? Da. Să luăm în ordine, în ceea ce privește echipa de fotbal, a fost reconfirmat staful tehnic și acesta urmează ca în perioada imediat următoare să definitiveze lotul cu care vom aborda viitoarea ediție de campionat. Un buget pentru sezonul viitor? Va fi același buget pe care l-am avut în fiecare an. Nu va fi mai mic, dar nici mai mare. În ceea ce privește echipa de handball, lotul este definitivat în proporție de 95%. Mâine vom lua o decizie finală în ceea ce privește noul antrenor al echipei și sigur că în funcție de viziunea acestuia vom mai completa lotul cu una-două jucători. Spuneați dumneavoastră că sunt discuții cu doi tehnicieni. Ne puteți spune cine sunt? Nu vă pot spune în momentul de față și aș prefera să vin cu informația finală mâine, când cel mai probabil vom semna și contractul. Bun, dar care vom nume? Ceva confirmat, probabil... Da, sunt antrenori care unii dintre ei au mai activat în handbalul feminin. Alții sunt la început. Vom vedea decizia pe care o luăm și sperăm să fie decizia cea mai bună pentru... Luați în capul și un antrenor secund? Din momentul în care vom avea antrenorul principal, putem să ne gândim și la un antrenor secund. Dar dintre jucători ați spus că 95% este definitiv? Da. Adică da. Bănuiesc că nu mai sunt niciun fel de secrete. E posibil ca în funcție de jucătoare pe care dorim să le aducem, să unele să fie descurajate de prezența altor aici. Dorim să creăm un lot destul de competitiv. Vă spuneam, vor fi surprize frumoase.
cred eu că după ce vom semna contractul cu noul antrenor, vom putea veni și cu noutățile legate de jucătoare. Poate chiar, de ce nu, să le propun celor de la CSM organizarea unei conferințe de presă, poate chiar miercuri, pentru a vă prezenta noutățile atât de la secția de fotbal, cât și de la secția de handball. Vă mulțumesc frumos. În ceea ce privește giratorul Poarta Nord și investițiile de acolo, în ce stadiu mai este? Acolo, în proporție de 95% lucrările sunt finalizate. Mai sunt câteva retușuri de făcut, după care se va putea semna recepția acelui obiect. Cam când apreciați așa? Eu apreciez că în maxim o lună acest lucru va putea fi pus. Mulțumesc. Mă refer la niște întrebări, niște din ce a spus dumneavoastră, punctele atinse. În primul rând, cine execută lucrările la finosul imorului? Spuneați că sunt niște lucrări... Occidental Construct. Occidental Construct. E programul început de anul trecut. Am înțeles. A doua întrebare, tot din ce a spus dumneavoastră, ați făcut referire la niște lucrări de reparație PID-ul, dacă am înțeles bine. Da, PID-ul iese din monitorizare, iar la finalul celor 5 ani, au mai apărut câteva probleme, câte un capac de ridicat în cotă, câte o plombă pe aici pe acolo, nu sunt probleme deosebite. În pietonal, de asemenea, se lucrează, face referire la betonul amprentat, toată acea zonă de beton amprentat a prezentat deteriorări și vom reabilita atât în pietonal, cât și la fântâna arteziană de la hotel. Tot reproșul de PID acolo, nu? Da, tot pe PID-ul, acel beton amprentat și căutăm o soluție mai... Spuneți-ne, dacă nu se realizează aceste lucrări, ce risc? Există riscul unor corecții financiare. A, să fim penalizați financiar. Nu sunt probleme deosebite, repet, sunt probleme punctuale care pot fi rezolvate și pe media. Spuneți de un bilanț în parc. Și în același timp ați adus aminte acum o perioadă de timp de un jurnalez, de niște amenajări pentru copii. În ce stadiu se află? Ce se organizează licitațiile. A, sunt la fază de licitație. Da, da. Și cam când aproximați că s-ar... Eu cred că deja începem cu jumătatea lunii iunie, va putea fi posibil. A, ok. Numai bine când vine și vacanța. Și legătate, rezultat noastră inițiativă cu ceva timp cu o expoziție canină în parc, o asociație. Da, dar vedeți dumneavoastră că deja funcționează de aici, de la adăpost. A, intră direct pe... Din punctul meu de vedere, atâta timp cât funcționează de aici, deci aproape jumătate din adăpost sunt adoptați. Ați mai solicitat dumneavoastră la reparații parc de joacă pentru copii, cum v-ați referit, rămașcanilor să prezinte dacă sunt deficiențe. Dar în același timp spuneați că aveți în vedere un program pe mobil cu aplicație. În ce stadiu să facă? S-a finalizat procedura de achiziție publică și în perioada celor 60 de zile de pregătire a softului adaptat la cerințele Ministerului Roman. Și aici vorbim de cele trei aplicații, atât aplicația pentru raportarea problemelor, programarea online a căsătoriilor și, de asemenea, portalul, o nouă platformă care să permite eliberarea de documente online. Ați mai spus noastră de intenție parcarea de la urmă în vodă să o închideți pentru copii, pentru diferite activități. Când va fi posibil? Acesta, în primul rând, să realizăm modernizarea întregii zone și, ulterior, cel puțin duminica, să creăm o zonă de acces doar pentru copii și părinți, astfel încât să nu fie perturbat de traficul. Se va face anul acesta sau în program? Anul acesta se va realiza până la Festivalul Diasporei. Eu îmi doresc să fie gata ca festivalul să se desfășoare în această zonă modernizată. Ați spus că în afara următorului festival de la jumătatea lunii iunie, până la iunie diasporei, va mai fi un festival. Ne puteți spune măcar un nume de artist, să zicem așa? Nu vorbim de artiști, va fi de o